În comuna Gheorghe Doja, județul Ialomița, la invitația companiei Syngenta România, cultivatorii de pepen și nu numai au avut posibilitatea să deguste din soiurile de lubenițe aflate în portofoliul Syngenta. Evenimentul a fost un adevărat schimb de experiență între profesioniștii din domeniu. Nu au lipsit nici cei care au venit să testeze produsele companiei. Oricum, la finalul acțiunii, toată lumea s-a declarat satisfăcută. De precizat că Syngenta este numărul 1 în România și la capitolul semințe de pepeni. Noi ne întâlnim în fiecare an în cele mai importante bazine legumicole din țară. Săptămâna trecută am fost în Dăbuleni, iar săptămâna aceasta suntem prezenți aici în Gheorghe Doja pentru a degusta și testa produsele pe care noi le avem în portofoliu. Syngenta are un portofoliu foarte complex de pepeni, de semințe de pepeni, de la cei extra timpurii până la pepeni cu o perioadă de vegetație mai lungă. Avem și specialități în portofoliu, pepeni fără semințe, atât cu coajă neagră, cu o greutate mai mică de 5-8 kg, morena, dar și pepeni fără semințe vărgați, cu o greutate ce poate ajunge până la 10-12 kg, fascination. Știm că trendul cumva merge în această direcție. Fermierii, producătorii încep să livreze și la supermarketuri, dar chiar și la piață se vând astfel de pepeni fără semințe. Avem și pepeni galbeni de tip ananas, Flanders, sunt produse noi, ce au fost lansate anul trecut, dar testate în ultimii 3 ani în cele mai importante bazine legumicole din țara noastră. Vedem că, de exemplu, mirsinii începe să fie căutat de cei care vând la piață, în mod special traderii sau cei care cumpără angro, deja l-au învățat și deja îl cer numai acest tip de hibrid și lucrul ăsta ne bucură extrem de mult pentru că ne dăm seama că în urmă cu 4 ani nu am greșit când l-am introdus în portofoliu. Bineînțeles, alături de mirsinii introdus acum 4 ani, am introdus anul trecut Mirza și Lorian, 2 hibrizi, Mirza hibrid de tip Crimson Sweet și Lorian de tip Sugar Baby, adică cu coajă neagră. Hibrizi care vin să completeze portofoliul Syngenta, hibrizi la fel cu o calitate internă extraordinară și care zic eu că în următorii 2-3 ani își vor spune cuvântul și vor arăta de fapt ceea ce vrea Syngenta, ceea ce vrem noi, să arătăm că suntem cei mai buni la cultura de pepeni în România. Dacă vrei un pepene calitativ, clar la Syngenta îl găsești. Folosesc 4 hibrizi Syngenta, Mirsini, Caristan, Top Gun și Fascination fără semânță. Ultimul este cel fără semânță. Cum sunt aceste soiuri? Dacă folosim an de an, vă dați seama că sunt bune. Altfel am fi optat pentru alte soiuri. Și producția este pe măsură? Da, și producția, și calitatea, și tot ce trebuie.